Bine v-am regăsit la o nouă ediție, la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei superbe, frumoase campanii desfășurate pe site-ul editurii Herald despre sănătate și imunitate, cum stabilim acest echilibru sau cum îl regăsim, de fapt, acest echilibru între sănătate și imunitate. Astăzi, alături de noi, este Alisa Tarciniu, life coach, facilitator ateliere terapie prin râs, fondator atelierul de croit imagini. Astăzi vorbim despre o carte frumoasă și, după cum s-a observat, am început așa cu zâmbete și cu o stare pozitivă. Astăzi vorbim despre terapia prin râs, un lucru amuzant petrecut pe calea spre iluminare, o carte scrisă de Lenny Ravitch, publicată în colecția Terapia a editurii Herald, colecție în care veți găsi foarte, foarte multe titluri care au legătură cu subiectul campaniei noastre despre sănătate și imunitate. Iată un an de zile cu foarte multe provocări, un an de zile în care în mințile, în sufletele noastre și-au făcut loc și neliniștea, și anxietatea, și angoasa, și foarte multe temeri și frici, atacuri de panică și întotdeauna ne-am întrebat cum reușim noi să gestionăm emoțiile în așa fel încât să facem față acestor lucruri. Sănătate și imunitate. Pentru a avea un sistem imunitar cât mai echilibrat, avem nevoie, bineînțeles, de dietă, de o hrană, de nutriție echilibrată, avem nevoie de exerciții fizice, avem nevoie de foarte multe lucruri. Dar avem nevoie și de umor. Umor, până la urmă, nelipsit românilor, pentru că românii știu să facă haz de necaz. Și atunci, iată, terapia prin râs cât poate fi de importantă în acest context, în așa fel încât să dăm corpului nostru, organismului nostru, acea stare de bine atât de necesară. Alisa. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație, Sorin. Îmi face o deosebită plăcere să vorbesc despre râs întotdeauna. Îmi place să zâmbesc, să râd. Dar invitația ta este una specială, pentru că anul trecut am participat la un seminar cu autorul acestei cărți și am fost absolut fascinată de cum omulețul ăsta, care are aproape 80 de ani sau 80 și, măi, era atât de detașat, râdea, se amuza, făcea mișto de el însuși, pentru că în carte ne îndeamnă să nu ne mai luăm atât de mult în serios. Și el spune că ăsta este unul din secretele bucuriei lui de a fi. Fiecare zi este unică pentru că reușește să facă din lămâi o limonadă. Adică viața ne oferă lămâi și secretul este să pui zahăr, respectiv umorul, și să faci o limonadă. A spus că acest lucru l-a învățat de la mama lui. Cartea este absolut savuroasă. Vorbesc întâi despre carte și apoi despre râs, pentru că mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult și m-a inspirat. Povestește tot felul de lucruri, lucruri care ne se întâmplă tuturor și pe care noi le luăm în serios, ba ne bosunflăm. De exemplu, povestește în carte cum soția lui, atunci când îl vede că se pregătește să mănânce, se uită frumos așa, frumos în ghilimele la el, iar el își ia farfuria și se duce deasupra chiuvetei ca să mănânce frumos și să nu facă frimirituri. Și o povestește într-un mod amuzant. Apoi povestește că în anumite momente îl apucă bucuria de a găti, iar soția lui vine la el și se uită și spune: vrei să gătești? Și el zice da. Și zice: uite, ce vrei să gătești? Oala aia sau oala aia? Că pe toate celelalte le-ai distrus. La început povestea cum se supăra și cum se înfuria, după care zice: bine, asta este viața. Și este fascinant, pentru că în carte ne provoacă să ieșim din partea asta în care ne luăm mult prea mult în serios și uităm să ne bucurăm. El spune că în fiecare zi, în fiecare clipă, ni se întâmplă lucruri amuzante, doar că în momentul în care ni se întâmplă, nu ni se par amuzante. Secretul este să ne dăm puțin în spate și să ne uităm la viața noastră, eventual să ne comandăm un popcorn, să ne luăm și o limonadă și să privim lucrurile dându-ne puțin în spate, pentru că de acolo, schimbând perspectiva, putem să venim și cu o abordare diferită și cu această parte în care găsim umor.
Pentru că dacă nu ne uităm cu umor, dacă nu ne amuzăm de viața noastră și dacă nu ne privim viața și dacă nu o trăim ca pe un joc, atunci e păcat. Pentru că, tot autorul spune în carte, oricum de aici nu scăpăm, vii. Terapia prin râs este fascinantă pentru că e la îndemâna tuturor, putem să o folosim. De multe ori nu ne este atât de la îndemână, ne este greu să râdem, ne e greu să râdem de noi înșine, dar cu exercițiu, încet, încet, putem să ne formăm această practică. Din perspectiva mea, cred că putem să începem întâi cu a zâmbi mai mult. Pur și simplu, pentru că zâmbim, ni se schimbă starea. Unul din exercițiile pe care eu le recomand de câteva ori pe an în cadrul atelierului de Create Imagine, fac câteva sesiuni de terapie prin râs, iar unul din exerciții este când scrii un mail, când stai la computer, când faci ceva care nu e foarte important. Dacă nu poți să zâmbești, pentru că de multe ori ne e greu să zâmbim, pentru că ne trebuie motive să zâmbim, pune un creion între dinți și stai așa. Simplu fapt că mi se schimbă colțurile gurii, se duc în sus, creierul nostru percepe și zice, a, uite, zâmbește și mi se schimbă starea. Apoi începem încet, încet și cu câteva exerciții de respirație, pentru că râsul este foarte mult legat de respirație. De exemplu, tot autorul spune, ne propune un exercițiu pe care și eu îl folosesc, și anume, din când în când, imaginează-ți că rupi o floare și că iei acea floare și pur și simplu o miroși și o duci la nas și inspiri și simți acel miros și și când respiri faci și dacă folosești acest exercițiu, deja o situație care este stresantă, după două, trei mirosiri ale florii, ți se schimbă starea. Mai departe, tot un exercițiu folosit de autor, ca să iau această parte practică folosită de el, este aceasta de a râde de noi înșine, da? Și spune, ia o situație care te stresează. De exemplu, ai carnet, conduci, ești într-un blocaj în trafic. Spune, ok, fă acest exercițiu, pune mâna pe volan, chiar dacă nu ești la volan, da? Bineînțeles, imaginează-te că ești în mașină, pui mâna pe volan, ești în trafic și spui, sunt într-un blocaj în trafic. Apoi iei cealaltă mână, o îndrepți către tine și începi și și pur și simplu. Apoi îți iei floarea și o miroși. Și spune, deja ți se schimbă puțin starea. Deja nu mai e toate lucrurile atât de în serios. Am dat această situație cu traficul, dar poate fi o altă situație. Nu știu, ești la muncă, ai ceva ce te copleșești. Folosește acest exercițiu. Pentru că ieșim din partea asta în care toate lucrurile sunt mult prea serioase și nu ne dăm această pauză în care să respirăm, în care să râdem, în care să ne destresăm și să ne relaxăm puțin. Chiar am văzut recent o postare la tine pe pagina ta de Facebook, îmi scapă numele, e un om de știință, un interviu și cu siguranță. Da, domnul Ciurea, cu siguranță l-am mai văzut la televizor, în care spunea că cel mai bun prieten al creierului este zâmbetul. Și ca să-ți târnesc așa un mic zâmbet pe chip, pe față, în urmă cu 3 ani și jumătate, dacă nu mă înșel, când am citit prima dată cartea Terapia prin râs a lui Lenny Ravitch, m-a inspirat cumva să scriu, cred că cea mai scurtă poezie, cel mai scurt poem al meu, da, publicat într-o carte la editura Herald în urmă cu 3 ani. Poemul suna cam în felul următor. Atât vă zic vouă, nu vă mai luați viețile în serios, restul sunt detalii nesemnificative. Și asta mi-a adus aminte, apropo de nu vă luați viețile în serios și de motivele de zâmbet pe care, iată, ni le oferă în această carte Lenny Ravitch. E foarte interesant faptul că, pe lângă ceea ce te ocupi tu,
Și aici mă refer în principal la atelierele de terapie prin râs. Ai avut această ocazie de a-l întâlni pe autor, pe Lenny Ravitch, în care chiar în această carte, dacă nu mă înșel, la sfârșit, ori în prefață, ori la final, el chiar povestește, inserează niște momente foarte frumoase și care stârnesc zâmbet și ilaritate, în care vorbește despre ceea ce spuneai tu puțin mai devreme, faptul că în treburile casnice, să spunem, gospodărești cu soția lui, la început poate un pic morocănos, după care și-a dat seama, băi, asta este viața și uite, hai să zâmbim, hai să râdem chiar și din niște situații care inițial poate că nu ne stârnesc neapărat zâmbete. Este savuros pentru că în carte prezintă situațiile astea cu care probabil toți ne confruntăm și schimbă perspectiva, da? Momentele în care soția lui spune, mănânci supa? Că dacă nu mănânci, o să o arunc. Și e o chestie care te enervează, da? Dar schimbând perspectiva, pur și simplu găsești ceva amuzant în lucrul ăsta. Sau o altă chestie tot legată de treburile casnice, spune că este foarte interesant cum întotdeauna, chiar dacă s-a cumpărat pâine proaspătă în casă, trebuie să o mănânci întâi pe cea uscată. Și povestește iar într-un mod absolut savuros. Iar partea asta de a nu ne lua în serios sau a nu lua o situație atât de în serios, pentru că, de fapt, eu cred că ne mănâncă bucuria zilelor, toate mărunțișurile astea, a asta și cu asta, lucruri care chiar nu sunt importante și dacă facem, așa cum ne sugerează și autorul, să ne dăm puțin în spate și să nu ne mai luăm viața, ok, dacă sunt lucruri chiar importante, operații, sau, nu știu, lansăm o rachetă în cosmos, e foarte important să luăm lucrurile în serios, dar dacă, habar n-am, fac frimirituri și pot să fac lucrul ăsta, sau, nu știu, mărunțișuri, e important să nu le mai dramatizăm atât de mult. Tot partea asta în care nu ne luăm atât de mult în serios, o folosesc cu partenera mea, Roxana Avădanei, la workshop-urile noastre. Avem niște workshop-uri foarte interesante dedicate perfecționiștilor. Pentru că atunci când vrei să faci totul perfect, pierzi foarte mult din această bucurie și din această savoare în care, pur și simplu, viața se întâmplă și ce faci e bine, atâta vreme cât nu e ceva esențial sau nu e ceva foarte, foarte important. Iar partea asta în care râdem de multe ori, am întâlnit multe exemple de convingeri care nu ne lasă să râdem. De exemplu, nu pot să râd că atrag rău. Asta a fost cea mai fabuloasă, Sorin. Deci am auzit lucrul ăsta și doamna care a spus lucrul ăsta zice, da, aș vrea să râd, dar nu pot. Că dacă se întâmplă, deci nu s-a întâmplat, dar dacă o să se întâmple, sau, astea sunt cele mai tari, râs ca proasta. Bine, râd, dar e sănătos, e bine, da? Sau râsul grate. De ce? Știi, da, știi de ce? Pentru că tu foarte bine ai punctat ceva mai devreme, că mulți oameni consideră că trebuie să aibă motive să râdă. Adică dacă râzi și nu ai un motiv, exact ce ai spus tu, râzi ca prostul sau râzi ca proasta. Adică fără da, ori, însă și faptul că râzi nu cred că trebuie să aibă neapărat o motivație, nu? Deci faptul că ție îți dă o stare de bine, ăsta mi se pare un lucru important. Creierul nostru nu face diferența între râsul acela autentic și râsul fals. Adică, cum spuneam, dacă țin pixul sau creionul în gură și stau așa, pur și simplu creierul zice, a, uite, Alisa e fericită, ia să secretăm acolo, să se simtă și mai bine. Deci creierul nostru, nouă ne trebuie motive pentru a râde, cum să râd fără motiv. Am invitat o prietenă la un atelier de râs. A fost foarte încântată și în ziua, seara era atelierul, în ziua atelierului vorbesc cu ea și zic, ai ce faci, nu știu ce, și zice, am citit toate poantele și toate glumele. Sunt pregătită pentru atelierul de seară. Și am zis, nu spunem poante, nu spunem glume, râdem. Cum râdem? Râdem, pur și simplu râdem. Da, mă, nici măcar și acolo un bag micuț, zice ea. Deci era, cum să zic, și a venit și frustrarea că ea se pregătise, da? Și zic, râdem, da? Ok, putem să spunem și bancuri la sfârșit, putem. Dar ideea este că putem râde pur și simplu, fără motiv, ne dăm voie, da, e un exercițiu, da, e complicat, dar după aia, cum spuneai tu, este bine pentru sănătatea mea.
Este un lucru care îmi schimbă starea. Chiar mă face mai fericit. Chiar îmi îmbunătățește viața și este absolut magic și este un medicament. Chiar este un medicament. Uite, în domeniul psihologiei, râsul este de mult timp recunoscut pentru calitățile sale benefice. Oamenii de știință au confirmat faptul că simțul umorului este un atribut necesar pentru cei care vor să funcționeze la capacitate maximă. În timpul unei porții copioase de râs, organismul inhalează mai mult oxigen, face mușchii să se contracte, activează organele interne, hipotalamusul, glanda pituitară și glanda suprarenală. Drept urmare, secreția de endorfine va crește. Tot apropo, extraordinar, tot apropo, mi-am adus aminte de o doamnă care tot așa a venit la un atelier de râs și cu două zile înainte sau așa și spune: vai, Alisa, abia aștept să vin la atelierul de râs, așa, și zice: abia aștept să văd cum o să mă faci tu să râd. Doamna avea o situație în care avea niște probleme de sănătate, mama ei, și era și foarte tristă și eu fac ochii foarte mari știind că și zic: dar nu e vorba despre asta, eu nu sunt un clov. Exact asta m-am gândit eu nu sunt un clov. Și zic: vii dacă vrei să râzi, vii acolo cu dorința de a râde. Eu facilitez niște exerciții, niște situații în care râdem împreună, nu râdem unii de alții, da? Râdem împreună, pentru că e un exercițiu. Și era așa de... da, am simțit, cum să zic, abia aștept să văd cum o să mă faci să râd. Păi eu nu pot să te fac să râd, pentru chiar dacă aș fi cel mai bun clov, n-aș putea să te fac să râd, pentru că tu îți permiți să râd, noi ne permitem să râdem. Și este fabulos, pentru că toate beneficiile pe care le-ai spus tu mai devreme se întâmplă, sunt la îndemâna noastră, da? Doar cu un zâmbet. Și cum spuneam mai devreme, începem întâi și zâmbim. E de ajuns. Iar cu un zâmbet chiar putem schimba și viața cuiva de lângă noi. Mergi pe stradă și vezi pe cineva că zâmbește. Multă lume se gândește: ia uite și pe asta ce zâmbește așa că merge pe stradă. Dar altcineva poate se uită la tine și vede un zâmbet și inspiră. Avea nevoie de un zâmbet. Și chiar îi poți schimba ziua acelei persoane și este fabulos. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre terapia prin râs, un lucru amuzant petrecut pe calea spre iluminare, o carte scrisă de Eleni Revici, publicată în colecția Terapia a editurii Herald, carte care face parte din campania Sănătate și Imunitate. Iată cât de important este râsul, cât de important este umorul pentru starea noastră de bine, pentru sănătatea noastră fizică și mentală, sănătatea noastră psihică, emoțională. A fost alături de noi Alisa Tarciniu, life coach, facilitator ateliere terapie prin râs, fondator atelierul de croit imagini. O discuție interesantă și, de ce nu, amuzantă, terapia prin râs de Eleni Revici. Alisa Tarciniu, mulțumim foarte mult! Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise și cum am acest obicei de a încheia aceste materiale, interviuri de o săptămână încoace de când avem această frumoasă campanie, închei cu mesajul, cu îndemnul: zâmbiți mult și rămâneți sănătoși. Vă mulțumim mult!